și sutașul că Iisus este milos. Vindecă pe cei bolnavi, dă vedere orbilor. Auzise că leproșii au fost vindecați de el. La el totu-i cu putință, că e Fiul de Dumnezeu. Mărturii erau destule, că nu e o poveste goală. A înviat un tinerel ce era dus către groapă, iar Iair, fruntașul legii, în casa lui îl chemase și pe fiica lui bolnavă, ce-a murit, o înviase. Sutașul avea un rob ce era bolnav pe pat, dar el credea că Domnul poate într-o clipă al vindeca. Dar el n-a îndrăsnit să meargă la Fiul lui Dumnezeu și a trimis pe ucenici să vorbească pentru el. Face să-i face acest bine. Când ne-a zis sinagoga, el iubește neamul nostru, obiceiul și chiar legea. Iată ce a spus sutașul. Doar o vorbă e de ajuns. Robul meu bolnav se scoală la cuvântul lui Iisus. Doamne, eu nu mă simt vrednic ca să intri în casa mea. Zi o vorbă și de ajuns. Robul va fi vindecat. Iisus a privit prin Duhul o credință neclintită. Șmănaga dos mirna, vin să-l tămăduiesc, și l-a vindecat la clipă. Du-te, robul tău trăiește. Dar a zis celor din jur, n-am găsit nici în Israel o credință ca lui. Sutașul l-a crezut pe Domnul, pe cuvânt cu adevărat. Și acasă, când sosise, robul era vindecat. Iată o mărturie vie de credință adevărată, car cuvântul lui Iisus nu l-a pus la îndoială. Mulți sunt cei ce vin și astăzi la Iisus pentru al lor cei dragi și-ar vrea pe loc de Domnul ca să fie vindecați. Ca sutașul vindecarea vor să o vadă chiar pe loc, dar se clatină în credință sau nu crede chiar deloc. Chiar dacă Domnul a spus că s-a atins de cei bolnavi, unii nu cred până nu vede peste o lună, peste un an. Chiar dacă a simțit fiorul care a făcut cercetare, mulți nu crede că-i puterea ce aduce vindecare. Satan va veni să spună multe pentru a te îndoi ca credința ta să fie clătinată în primul rând. Satan știe foarte bine că tu, dacă n-ai credință, nu poți primi vindecare, nu ajungi la biruință, căci e scris:
căci nu primești niciun lucru de la Domnul dacă tu te îndoiești. Iată, lupta în duh e mare. Tu îl crezi pe Dumnezeu sau asculti șoapta străină că deajaba strigi sau ce? Poate zici că pentru tine nu mai este vindecare, că e scris să porți țăpușul și să-l simți mereu în coaste. Iată, șmanado smirna rabi, Domnul ne vorbește prin cuvânt atât de clar, căci prin ranele lui Iisus cu toți suntem vindecați. Crede, șmanahadovien, crede și tu ca sutașu, căci cuvântul lui Iisus ți-a dus tămăduire orice boală ai fi avut. Prinde-te de acest cuvânt ca de un stâlp puternic, tare. Domnul a spus, eu cred cuvântul că rămâne în picioare. Și atunci vei vedea minunea când te vei întoarce acasă, vindecate fiul, fiica, soț, soție, tată, mamă. Vei ști ce valoare are o credință adevărată. Tot ce-i ceri prin credință vei primi pe loc îndată. Chiar dacă vântul va bate, să te clatine în credință, crede-l pe Domnul, El poate, la El totu-i cu putință. Să-ți întoarcă fiul, fiica, soțul sau soția ta, crede, roagă-te și așteaptă și Dumnezeu va lucra. Chiar și dacă zăbovește să te pună la încercare, nu uita că totuși Domnul va aduce rezolvare. Dacă trebuie, ca astăzi, cu lacrimi, să-ți arunci sămânța, mâine vei culege roada ce aduce biruința. Doamne, ne îndreptăm spre Tine și cu toții Te rugăm, dă-ne Tu credința vie, să nu ne îndoim de fel. Ca sutașu să te credem că și azi lucrezi la fel, că tu ai rămas același ieri, astăzi și fii în veci. Amin.